Seria review-urilor pe sistemele PC Garage continuă, asta după ce am făcut o prezentare, o videoprezentare, pe cele două sisteme, Fighter și Light. Azi îl avem ca invitat pe minunatul Warrior, PC Garage Warrior. Un sistem destul de bine echilibrat ce o să poată să ruleze mai toate jocurile apărute în ultima perioadă de timp, unele pe detalii high, altele pe detalii medii, toate în rezoluții Full HD și cu un FPS mai mult decât acceptabil. Salut, eu sunt Mădălin, iar acesta este PC Garage Warrior. Haideți să aruncăm o privire peste componența hardware a minunatului sistem Warrior, după care vom încheia cu testele ce au rulat pe el, bineînțeles. Cu ce începi prima dată când prezinți un sistem? Evident, cu îmbrăcămintea sistemului, adică carcasa. Cea disponibilă pe sistemul nostru este de tip Middle Tower, bine aerisită, ce permite un wire management bun, grație lateralelor un pic bombate. Carcasa dispune și de spații dedicate montării mai multor ventilatoare, oferind astfel o răcire optimă. La interior avem o placă de bază în format micro ATX, ce vine din partea producătorului MSI, modelul de față fiind H81ME33, pe care sunt montate un procesor i5-4460 cu 4 nuclee și 4 threaduri, 8 GB memorie RAM de tip DDR3 la 1600 MHz și o placă video GTX 750 Ti cu 2 GB memorie dedicată. Și pentru că este un sistem de gaming, nu puteam să trecem peste spațiul de stocare, cel ce vă permite să instalați cât mai multe jocuri și să stocați melodiile și filmele preferate. Acesta are o capacitate de 1 tera și o viteză de rotație a platanelor de 7200 rotații pe minut. Pe lângă toate acestea, ne-am gândit că ar fi bine să montăm și o unitate optică, pentru cei ce dispun încă de colecția audio-video pe CD-uri sau DVD-uri. Pot interveni modificări în ceea ce privește brandul producătorilor și aici mă refer la placa de bază sau placa video, dar acest lucru nu o să afecteze sub nicio formă performanța sistemului. Am uitat ceva? Da, cred că da, cred că am uitat ceva. Sursa, nu am menționat nimic de aia. Având în vedere că avem în față un sistem ce nu cere foarte mult wați, modelul 500WH de la Segotep va face față cu brio și fără niciun fel de probleme întregii configurații, chiar și atunci când aceasta este stresată la maxim. Cam atât am avea de spus în ceea ce privește configurația hardware. Haideți să trecem la teste. Acestea sunt rezultatele testelor ce au rulat pe PC Garage Warrior. Thank you.
Un sistem de gaming în adevăratul sens al cuvântului, chiar dacă nu vine cu își dă mega, dă mii de memorie RAM sau mai știu eu ce SLI sau Crossfire, nici nu s-ar putea, PC Garage Warrior își va face treaba fără niciun fel de problemă în jocuri sau orice alte activități. Sfatul meu este să nu încercați să rulați ultimele titluri apărute, unele din ele, pe detalii maxime, rezultatul fiind un frame rate scăzut. Cel mai bine, lăsați rezoluția în Full HD și mai umblați un pic pe la detalii până obțineți cel mai bun rezultat. PC Garage Warrior este disponibil și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.